Oamenii credincioși spunem, așa a vrut Dumnezeu, așa a lucrat Dumnezeu. Desigur, cel care își pune nădejdea și încrederea în Dumnezeu are tot timpul gândul acesta, că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Există însă și momente când spunem că întâmplarea sau știu eu ce coincidențe au dus să se petreacă lucrurile într-un anumit fel. Vă propun în această seară să vorbim în mod concret pe viața invitatului nostru în biserica azi, de data aceasta, despre cum a lucrat Dumnezeu în viața sa. Mai precis despre cum spunem noi în limbaj teologic, pronia lui Dumnezeu aplicată exact pentru viața părintelui Iustinian Stoica, trăitor la muntele Athos 40 de ani. Părinte Iustinian Stoica, bine ați venit în studioul Trinitas TV, aici la București. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru posibilitatea asta de a prezenta rugăciunea fraților noștri, ceea ce ați spus dumneavoastră. Să prezentăm un drum al unei vieți în slujba lui Dumnezeu. Sunteți monah de foarte multă vreme, călugăr, sunteți ierodiacon, aveți 83 de ani, ca să știm și cât de lungă vă este viața până în momentul ăsta. Iar din acești 83, 40 ați trăit la muntele Athos, la schitul Prodrom. Întâi de toate, aș vrea să începem cu gândul acesta sau cu să ne spuneți cum s-a întâmplat de a spășit pe drumul călugăriei. Cine a fost hotărător în, desigur, Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează noi așa prin oameni. Cum de ați luat-o pe calea aceasta a călugăriei? În tinerețe s-a întâmplat, nu? Bineînțeles. Trebuie să fac o mențiune că mă trag într-o familie cu 10 copii și în familia noastră a fost o trăire creștinească exemplară. Cu părinți credincioși și foarte cu multă grijă în împlinirea tuturor tradițiilor bătrânești și creștinești care era viața poporului în timpul acela. O familie din Argeș, mai precis din zona Mușcelului. Da, zona Mușcelului, câmpul, mai precis în comuna noastră, între curtea de Argeș și câmpul Mușa. Da. Acolo e locul nașterii, da. Și lucrul acesta a influențat foarte mult pe fratele meu, dinaintea mea, George, care el și-a manifestat dorința să se retragă la schitul Slănic, care era în apropiere, la 8 km de casa părintească. Acum e mănăstirea Slănic, s-a dezvoltat mult, așa. Mergând el acolo, eu mergeam foarte des acolo, aproape în fiecare duminică, vara. Mergeam și în restul anului și în alte sărbători. Și de acolo, încet, încet, am început să înțeleg și să simt că viața aceasta este o viață cu totul aparte și îți dă niște împliniri și de mulțumiri sufletești care nu ți le oferă lumea. Uh-huh. Și acolo era un părinte Teofil Băduiu, care era foarte, să zic, un iubitor de tineret. Și el magnetiza și trecea în jurul lui pe tine. Și în felul ăsta m-a magnetizat și pe mine. Și la vremea aceea încă funcționa Oastea Domnului. Și am mers cu dânsul la adunări de la Oastea Domnului și încet, încet, zi după zi, așa, mi s-a încălzit inima, mi s-a luminat mintea și în plus a contribuit cărțile care mi le-a dat să le citesc părintele acesta Teofil cu fratele meu, Gheorghe. Cărți care au fost primele, să zic eu, învățături acumulate în legătură cu viața călugărească. Am citit sfătuirile mare arhiereu rus Teofan Zăvorât. Mm-hmm. Am citit după aceea rânduielile călugărești rămase celebre de la Sfântul Teodor Studitul. Am citit Urmarea lui Hristos, am citit Mântuirea Păcătoșilor și de acolo am înțeles eu multe lucruri și la un moment dat m-am hotărât și am spus părinților, mă duc și eu. Și atunci a mers fratele cu mine să îngățească o mănăstire corespunzătoare
așa cum ar fi trebuit să o găsească și el înainte de a se hotărâ să meargă la Sfântul Sălnic. Pentru că acolo, fiind aproape de familie și de neamuri, era toată ziua peste el acolo în deci, nu avea liniște. Și ce mai fata că lucrul trebuie să fie departe de familie și să intre într-o... Dacă eu n-am avut un povățitor, un îndrumător, unde să ajung, măcar tu să mergi. Și pentru că eu făcea seminarul monahal la Mănăstirea Neamțu, acolo am întâlnit călugări din toată țara și în special din Moldova. Și i-a întrebat, băi, recomandații pentru fratele meu care vrea să meargă la mănăstire, o mănăstire care crede din Moldova unde să-l duc. Uh-huh. Și în felul acesta am ajuns la Mănăstirea Slatina. Și acolo l-am cunoscut în august 1956 pe părintele Arsenie Papacioc, care era egumen în mănăstire. Le-am drumat către el. Către persoana precisă. Da. Vă întreb puțin, deci prin fratele dumneavoastră ați luat contact cu lumea monahală, el v-a călăuzit spre o anume mănăstire Slatina din Moldova, da. Unde l-ați întâlnit pe părintele Arsenie Papacioc, o întâlnire providențială, o să vedem de ce, pentru că în această întâlnire a lucrat Dumnezeu. Vreau să vă întreb pentru că toate lucrurile acestea pe care mi le povestiți, bine, mult mai multe decât o să reușiți să le povestiți acum în emisiune, le-ați pus în scris într-o carte care se cheamă chiar așa, Cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. O carte semnată de părintele Ierodiacon Iustinian Stoica de la Muntele Athos, este numele autorului, așa l-am prezentat și pe părintele Iustinian. O carte pe care, părinte, ați scris-o acum în ultima vreme sau s-au adunat niște însemnări de pe parcursul vieții? Când v-ați hotărât să vă povestiți drumul vieții într-o carte? Ce s-a întâmplat? Înainte acestei cărți m-a ajutat Dumnezeu și am scris cartea intitulată Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri. Despre părintele Arsenie Papacioc și Petronul Tănase, că ei sunt părinții mei duhovnicești. Și acea carte, asta s-a întâmplat în 2018, am prezentat-o de 11 ori în 9 orașe ale României. Și unul dintre orașele respective a fost Constanța. Și la Constanța, Constanța a fost Piteștiul. Și la Pitești a fost, de fapt, a venit arhiepiscopul Calinic al Argeșului. Și el care îl cunoscuse pe părintele Petroniu și pe părintele Arsenie și avea evlavie deosebită la ei, a ascultat cu multă atenție ceea ce s-a prezentat un consilier pe care l-a pus să facă prezentarea cărții și după aceea m-a ascultat și pe mine ceea ce am avut eu de spus. Și după aceea a vorbit dânsul. Așa, și dânsul, în timpul cât vorbea profesorul și cât am vorbit și eu, tot a răsfăit cartea aceea cu părinții mei duhovnicești și s-a oprit asupra învățăturilor și sfaturilor ca niște maxime ale părintelui Arsenie Papacioc și asupra învățăturilor părintelui Petronul Tănase. Ca să înțeleagă el că ce părinți duhovnicești am avut, ce binecuvântare a Dumnezeu a fost în viața mea. Și atunci îmi spune, zice, părinte Iustinian, am făcut mențiune în cartea aceasta și prima fotografie care apare în cartea asta, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, este fotografia cu înalt preasfințitul Calinic din timpul prezentării cărții din Biblioteca Județeană de la Pitești. Și el îmi spune atunci, părinte Iustinian, să lași smerenia la o parte și să te apuci să scrii cele prin care ai trecut și ce ai întâmpinat în cei 36 de ani de când ai fugit în țară și până în momentul acesta. Pentru ca să înțeleagă și alții cum lucrează Dumnezeu în viața oamenilor și cum te acopere și te prodea Dumnezeu, darul Dumnezeu, ca să se împlinească voința lui Dumnezeu în viața noastră. Și în felul acesta, să zic că m-am apucat. Ați făcut un fel de ascultare de un ierarh și de cuvântul lui rostit la o lansare de carte. Așa. Am făcut făgăduința atunci în fața dânsului și în fața celor care erau prezenți în sala acolo și am spus, nu ar preasfințită, în scurt timp voi apuca de scris. Și recunosc că a ieșit o carte pe care e savuroasă. Se citește cu foarte mare ușurință. Aveți un dar de povestitor foarte, foarte frumos, părinte Iustinian Stoica. Da. Și
parcurgeți în această carte etapele vieții noastre de când ați luat contact cu lumea monahală și prin lucrurile prin care ați trecut. Ziceți că în 1956 l-ați cunoscut pe părintele Arsenie Papacioc. Evocați momentul acela al primei întâlniri cu părintele Arsenie, care, ziceți, era egumen la mănăstirea Slatina. Exact. Am intrat în curtea mănăstirii Slatina, am venit cu fratele meu care fusese hirotonit cu una și jumătate mai înainte, tânăr și el, la 23 de ani. Eu, 22 și ceva, neîmpliniți 23 de ani. Eu aveam 19 ani. Și am intrat în curtea mănăstirii și primul călugă care ne-a apărut în față, l-am întrebat: părinte, vrem să-l întâlnim și să-l cunoaștem pe părintele Arsenie Papacioc. Și el, întorcând capul, privește spre Sărăție și clădirea Sărăției, și tocmai atunci părintele Arsenie Papacioc ieșise din chiria dânsului și pe cerdat rămăsese sus pe cerdat la o diferență de aproape un metru de nivelul curții mănăstirii, și să conducă două persoane, un domn și o doamnă. De care am aflat așa puțin mai târziu că erau doi profesori universitari care veneau de 2-3 ori pe an să ducea la spovedire la părintele Arsenie Papacioc la mănăstirea Slatina. Și am ajuns în față, ne-am și grăbit. Părintele Arsenie a observat că noi ne grăbim înspre el. Și atunci am mai zăbovit acolo pe cerdapa acela și n-a intrat înăuntru. Și fratele meu, părintele Gavin, s-a adresat: blagosloviți, prea cuvioasă, Domnul să vă binecuvânteze, părintele. Atenție! N-a zis să te binecuvânteze, părinte, și pe tine cu tare. Părinților. Erați îmbrăcat când aveați rase și vase sau erați în civil? Da, eram civil. Erați civil. Eram civil. Binecuvânteze, părintele. Și fratele intră direct în subiect. Preacuvioasă, am fost îndrumat de el, părinții de la seminarul, de la Neamțul, ca să venim la mănăstirea Slatina și să vă căutăm pe preacuvioșia voastră, că fratele meu m-a arătat cu degetul, dorește și el să intre în mănăstire. I-a fost suficient părintele Arsenie. Și părintele Arsenie după îl lasă pe frate și se adresează de mine: frate, cum te numești? Ioan mă numesc, părinte. Așa. Frate Ioan, bine ai venit în mănăstirea noastră, de momentul să ești primit în mănăstire. Am rămas așa, foarte surprins. Și mi-a luat graie cu oată, pentru câteva clipe, știi? Zic, părinte, că nu știam să mă adresez cu preacuvioase, cu astea, părinte, n-am venit pregătit ca să rămân acum. Și atunci, vorbele care le-a spus atunci, ies niște vorbe extraordinare. E, frate Ioane, se vede treaba că n-ai nebunit de tot. N-ai nebunit de tot. N-ai nebunit de tot, așa. Și după cuvintele astea, haideți înăuntru, veniți înăuntru. Și ne-a chemat în chile la dâns. Domnul Remus, fratul care ne-a ascultat, am fost o oră și jumătate, nu s-a realizat între noi un dialog. Nu, la început am spus câteva lucruri, după a fost practic un monolog. Dar monologul a fost de o frumusețe uluitoare, nu pot să-l pune într-un mormânt. Așa, nu mai știam că sunt pe pământ. Cum a început să ne vrea să sfinții, parcă trăiesem vremurile acelea de lămuri cu mare ea sfinț, cu mare ea părinte, așa. Și în fine, până la urmă, ne-a binecuvântat și zice, și ne-a condus să ieșim. Și când am ieșit acolo în palea dintre biserică și clădirea Sărăției, el a rămas tot pe cerdat: Dumnezeu să vă binecuvinteze, părinților, să mergeți cu bine, că i-am spus că urmează să vizităm niște mănăstiri din Moldova, la acolo. Și s-a adresat că frate Ioane, să-ți ajunge măicuța Domnului, așa, să vii în zbor de la Aninoasa, că te așteptăm cu dragoste aici. Și v-ați întors. Și după două săptămâni de zile m-am întors în definitiv. Da. Am regăsit episodul acesta în carte, de-aia m-a impresionat și pe mine, de-aia v-am rugat să-l evocați și pentru noi acum cu vorbe. Și am găsit de la fel în introducere sau în partea de început a scrisului dumneavoastră și niște minuni pe care le identificați ca fiind miracole întâmplate în situații limită, când erați tânăr și lucrați, că ați fost lucrător într-un spital, în mină, nu? Până să ajungeți la mănăstire. Da, exact. Și ați trăit niște momente în care ați fost între viață și moarte.
și ați scăpat cu viață, că vă vedem acum, stând de vorbă împreună, și considerați că au fost miracole, au fost intervenții ale lui Dumnezeu în viața noastră. Ne evocați unul dintre ele. Am fost, după ce am făcut primul serviciu, am avut la Spitalul General din Câmpul Lung, m-am transferat cu serviciul la o mină de cărbun. Și acolo, maestru șef de acolo, avea o rudă care era șeful cadrelor, m-a dat la atelierul mecanic. Și șeful mecanic de acolo, maestrul mecanic, m-a dat la un părinte, nu părinte, la un domn în vârstă, care era revizorul funicularului. Știți, funicularul acela care transportă pe stâlpă, cabluri, transportă cărbunii dintr-o parte într-altă. Și acolo... Deci vagonete de cărbun care nu merg pe șine, ci merg pe cablu. Merg pe cablu și sunt trase de așa. Și trecea peste două dealuri și pleca de la Belevoie și ajungea la Schitul Bolești. Peste două dealuri, două și o vale adâncă. Așa. Și acest sistem de transport al cărbunilor, din când în când, pe funicular, trebuia revizuit. Și după un timp, când depresese, învățasem eu cum se repară vagonetele și așa mai departe, poate vede maestrul, zice, duminică să vii la treabă, așa îi spune și maestrului, ca să mă programeze, așa, ca să facem o revizie a funicularului. O făcea așa, cam la o lună, jumătate. Și revizia în ce consta? Te urcai într-un vagonet gol, o luai pe cablu, așa, și ajungeai și treceai peste caprele acelea de lemn pe care era suspendat cablul de susținere și de răsut tăcea cablul de tracțiune. Și acolo trebuia să vezi dacă spinările acelea de metal peste care trecea roțile care erau fixate pe aceste caple, dacă sunt nu mișcătoare, că acolo se prăbușeau și cădeau vagonete. Și eu mă duc. Mi-am ales un vagonet din ăsta care se închidea bine, se strângea bine falca aceea care prindea cablul de tracțiune, m-am urcat în el și am plecat. Și am urcat prima pantă, am observat cu atenție în dreapta, în stânga, așa, și am coborât spre Godet, spre Valea Godelei. Și acolo, când ajung deasupra văii, e o înălțime de aproape 200 de metri. Și dintre un mal și altul, e cablul pe o distanță lungă întins. Cablurile astea de susținere sunt, nu știu ce metode s-au întins ele acolo, și sunt împinate între ele cu niște manșoane, așa să spun la acelea, niște îmbinături din astea care au o formă așa de suvecă, așa, și se îngroașă mult mai mult decât cablul ții. Și roșile trec, pot să treacă peste... A, pe tocmai, da, așa manșoan. Cum e tras vagonetul de viteza, de tracțiune a unor motoare puternice la cap de linie, așa trece roțele peste aceste manșoane. Și eu, cum am ajuns deasupra la valea aceea, am auzit un fâșit. Și când întorc capul așa înspre sus, văd că din partea de unde veneam, de sus, de mal, un vagonet venea cu mare viteză, unde se decuplase cablul de tracțiune și a rămas negru pe cablul de susținere. Și atunci eu am înghețat. Adică am... Erați suspendat la o înălțime de 200 de metri, dar atunci și așteptați impactul. Că impactul unui vagon plin, al era plin cu cărbun și cu al meu era imediat răsturnat. Și atunci m-a luminat Dumnezeu și m-am ridicat în vagonet și am tras cu mâinile de hebru. Hebru este un braț metalic cu greutate la capăt care ține falca aceea închisă, strânsă pe cap. Un fel de frână. Nu neapărat frâne, e un mecanism așa care atunci când pleacă din stație de acolo trece pe sub chestiune și forțează acest braț să se strângă forțat peste cap. Da. Așa. Și m-am agățat cu mâinile. Am zis că dacă se decuplează așa, sunt în primejde. Mai mă țin, cablul de sus te ține, ăsta la te ține. Ele e între două cabluri, să zic eu așa. Și atât, și am închis ochii. Și în momentul următor, după ce am închis ochii în groaza aceea, că mă vedeam mort de acum numai, așa, am simțit un balans puternic. Așa. Și când am deschis ochii, vagonetul care venea spre mine cu viteză, a sărit după cablu, când a
cu roțile când a trecut peste manșorul acela și să prăbușeam prăbaș. Să prăbușeam înainte să aibă loc impact. Da, până să ajung la mine mai erau vreo 20 de metri să zic așa. Și s-a prăbușit acolo și ăsta a fost momentul culminant. S-a întâmplat minunat. Că dacă nu era manșonul ăla în cadea vagonetului cu cărbuni, așa, roțe n-am fi sărit după ăla. Da. N-am fi acum să sar. Și considerați că atunci a fost așa un moment de cumpănă pentru care ați mulțumit lui Dumnezeu după. Să spun numai două cuvinte. Primul moment a fost când o casă în care eram găzduiți în oraș la curtea, la câmpul Mușel, așa, duminică, totdeauna dormeam împreună cu băiatul din cameră. S-a prăbușit corpul de casă în care era păstând corpul ăla de casă, în formă de lemn. Și s-a prăbușit. N-am fost nici eu, nici el în casă. Deci n-ați fost la momentul prăbușirii. Așa. Al miracol, ziceți. Ala e primul miracol. Și ăsta e al doilea. Ăsta și al treilea, când, într-o duminică, când am plecat la lucru, mama a insistat că lucram mine acum. Am plecat după ce am avut salvarea aceea de la Dumnezeu, așa, am rugat pe ruda care o aveam să mă bage în mine ca să scap de primejdea, că să putea repeta primejdea asta. Și în mine, acolo, dacă nu mă sfătuia mama într-o duminică când am plecat la lucru să iau cascheta de mine, care nu o luam, că eu nu aveam nevoie de ea, era mort. Ați avut un accident care vă putea zdrobi capul. Așa, accident n-am avut, dar s-a întâmplat o chestiune, că am lăsat, eram trolist acolo, mecanic trolist, treceam cu un motor, treceam cu avoane pe planul întreg, în interiorul minic, multe planuri întunate în mine acolo. Așa, și l-am lăsat pe acela să tragă în locul meu. Ne-am observat eu că el i-a amețit de băutură. Și a tras și le-a ridicat vagonul de față, l-a ridicat sus pe rola care era agățată de tavanul mine acolo și eu care eram în fața vagonului m-am tras așa și m-am sucit în felul ăsta ca să... mine este formă de trapez isoscel. Așa de... da. Și... m-am sucit așa și în momentul când s-a ridicat vagonul sus a început să trosnească caseta în capul meu. Așa. Și atunci am avut posibilitatea, m-am tras în jos. Cascheta a făcut-o și eu pe sub vagon, am ieșit în față. Da. Dacă n-aveam cascheta, ce sunt? Da. Părinte Iustinian, sunt momente pe care, iată că vi le amintiți, cu foarte multe amănunte, deci v-au rămas întipărite, sunte ca momente cruciale. Da. Revenim la mănăstire. V-ați întors, ați stat la Slatina ca și novice. Unde ați intrat în monahism? Unde ați depus jurămintele? Călugărești. Păi și să vedeți dumneavoastră că am intrat în Slatina, dar în Slatina, pentru că era o mănăstire foarte bine pusă la punct, era mândria patriarhului Iustinian, că el a ajuns să facă acolo Academie Monahală. Uh-huh. Ajunseți acolo părinți, culți, plecase de la Silistria cu un număr de 30 de călugări, părintele Cleopa, așa, trimis de patriarhul Iustinian cu acordul lui Sebastian, care era mitropolitul Moldovei și a pus în deal. Eu am găsit mănăstirea Slatina cu 56 sau 60 ceva de viețuitori. Și până la vremea când eu a sosit momentul să plec de Slatina, ajunsese la 73. Uh-huh. În 1958 a fost arestat de mănăstirea Slatina părintele Anselie Papacioc și încă un frate. Fratele Constantin Dumitrescu. Da, e un moment pe care îl descrieți, un moment foarte tensionat, când au venit trupe întregi de milițieni și de securiști, da. Pe o ploaie, nu? Da, pe o ploaie, da. Ce s-a întâmplat? A venit comandantul securității de la Suceava și 73 de polițiști mi-au rămas până în disc cu pistoale automate, cu mitraliere pusă la colțurile mănăstirii și a venit noaptea pe ploaie, pe astea și ne-a somat în momentul când am ieșit de la utrină, unul noaptea. Și ne-a dus, e poveste lungă, dacă... Da, este descrisă în carte, nu mai spuneți acum ca să avem timp să vorbim și de alte lucruri. Da, așa. Și, deci, și-a venit și momentul 1959, vestitul decret 410, exact. Vestitul și tristul decret, da. Care a scos din mănăstirii
aproape 5.000 de călugări în toată țara. În toată țara. Puține mănăstiri au rămas nedesfințate și puțin călugări și călugări ți-au rămas care n-au ieșit în haine civile din sitiul sau de mănăstiri. Deci, o măsură luată împotriva monahismului românesc care era văzut de comuniști ca un pol de rezistență anticomunistă pentru că se promova spiritualitatea cu care ateismul comunist nu era desigur. Păi da, că e considerat. Da, considera mănăstirile că mănăstirile sunt focare de infecție psihologică. Mm-hmm. Așa, și că acolo este locul cel mai primejdios unde se fabrică opiu pentru poporul român. Da. Atunci, ca să urme asta, n-a găsit altă modalitate decât să le desfințești. Și amintim, în 1959 erau cam aproximativ 6.000 de călugări în toate mănăstirile și călugărițe în toate mănăstirile din România, iar vreo 4.750 atunci au fost trimiși acasă, pur și simplu, scoși din mănăstire. Nu erați de călugări în 1959? Eram rasă. După un timp de noviciat în haine civile, îți dă o dulamă și o rasă și te numești rasofor. Mm-hmm. Și iară după un alt timp, dacă vede că calci bine, ai pornire spre viața călugărească și te-ai angajat cu toată ființa ta la o viață deosebită, atunci hotărăști și te face călugăr. Și de momentul respectiv... Și ați fost scos din mănăstire ca rasofor. Puteați să vă întemeiați o familie. Puteați, adică nu încălcați niciun vot, pentru că încă nu le depuseserați. Dar ați rămas ferm pe gândul că trebuie să fiți călugări. Da, e bine să fac o mențiune, fac o precizare aici. Am avut profesor la școala monahală, că era o școală monahală în mănăstire, care era recunoscută și putea să dea document la mână. Și părintele Petronul Tănase, care conducea școala ca un director, era părintele Arsenie Papașoc, așa, părintele Valerian Țirulescu și părintele Macarie Tănase. De la părintele Arsenie Papajoc, era cu istoria monahismului și cu viața călugurilor de ofișile vechi, așa, ale Sfinților Părinți. Și el, printre alte, la regulile monahale, ne-a spus așa, fraților, părinților, de la Sfântul Vasile cel Mare ne-a rămas niște reguli care trebuie neapărat să le avem în vedere ca pe cuvântul Evangheliei. E o sfântă mare ținută. Așa. Și el spune acolo așa, că cel care s-a hotărât să plece din lume cu dorința să fie în mănăstire și să facă călugăr, și când a intrat, după ce a intrat pe poarta mănăstirii cu dorința asta în suflet și hotărât ca să devină călugăr, de momentul acela e primită la Dumnezeu călugăria lui. Asta e călugărie harică. Iar călugăria care o faci ca o mărturisire în fața Sfântului Altar, în fața preotului care te călugărește și având ca martor pe nașul care te duce sub mantie, aia este un act juridic, să zicem, un act văzut, simțit. Dar adevărata călugărie e aceea care o ai tu făgăduit în sufletul tău. Și în fine am scos afară de mănăstire, mie mi s-a lipit de suflet și de minte aceste spuse ale Sfântului Vasile cel Mare. Și am ajuns în lume și cum s-a întâmplat cu destui dintre călugări și călugărițe, i-au împresurat vântoarea lumii și unii dintre ei s-au căsătorit, alții au intrat în diferite funcții și așa mai departe și călugărița n-a putut să mai... Și-au renunțat. Da. Așa, în fine. Și atunci a trebărât pe mine surorile de familie ca neapărat să mă căsătoresc cu o fată foarte credincioasă care fusese la mănăstire, care era acolo în comun, Elena Șimon. Așa. Și atunci m-a luminat Dumnezeu că a fost o fire hotărâtă între frații, așa, și le spun, a venit dintr-un saveciun, unde erau căsătorite, a venit acolo. Și zic, ascultați aici, de câte ori veniți aici, plângeți, dar nu vă mai opriți în fața lumea, toți spuneți de cazurile voastre și voi mă îndemnați acum să fac să fac viața voastră, să fiu și eu fericit ca și voi, cazurile, să plecați la ceea, să nu mai vă de femei căsătorite. De femei căsătorite, sigur, da. Și a spus, nu vreau să mai aud așa ceva. Și m-a lăsat. Pentru că eu mă vedeam pe mine deja călugă. Da. După învățătura Sfântului Vasile. Asta a fost pentru mine capital. A fost hotărât. Deși nu depusese răzi voturile. Nu depusese voturile. Când ați depus voturile? Când v-ați călugărit oficial? Rădulescu, voturile le-am depus mai târziu și foarte interesant. Le-am depus la mănăstirea Brâncoveanu după 15 ani.
După ce a plecat din regat, m-am dus în Transilvania ca să fac teologie la Sibiu. Și mitropolitul Nicolae Mladen m-a trimis să mă închinoviez la Mănăstirea Sâmbătă. Așa, și la Mănăstirea Sâmbătă m-am închinoviat și după aia am rămas vestit la Mănăstire. Și mi-a dat dovadă la mână că sunt închinoviat la Mănăstire, pentru că toți care erau candidau la teologie cu liceul, că a ieșit o hotărâre a Sfântului Sinod, așa, ca să iasă mai mulți preoți într-o promoție din asta, au hotărât ca să fie acceptat la Sibiu și cei cu liceu, dar de dea un examen de echivalare a cunoștințelor seminariale. Și atunci eu, nevoind să ajung preot de mir, așa i-am spus mitropolitul, că zic că nu vreau să ajung preot de mir. Atunci du-te și te închinuvează într-o mănăstire asta. Uite, poftim, du-te la Mănăstirea Sfântului. Și m-am dus acolo și m-am închinuviat acolo. Și acum, foarte pe scurt, vă spun că după ce am făcut teologia, am intrat în 70, așa, în 74 am terminat-o, promoția lui Daniel, patriarhul României. Și cu ce a fost coleg de, coleg, da, de an cu Preafericitul? Cu Preafericitul și cu Serafim, mitropolitul din Europa Centrală, Serafim Joan. Așa, i-am evocat acolo. Da, dar faceți mici portrete, da. Așa, mici portrete. Așa, și părintele Teofil, după terminat teologie, ăsta, părintele Sareț, Venelitul Hâneanu de la Mănăstirea Sâmbăta, îmi propune ca să mă hirotonesc. Așa. Și mă hirotonesc diacon celib, necălugăr. Și la un an de zile, la schimbarea la față, tot un praznic foarte mare care se sărbătoia cu multă lume la Mănăstirea Sâmbătă, am fost făcut călugăr de către episcop vicar al Sibiu, Emilian Birtaș. Mm-hmm. Și de atunci am intrat eu în monahism, din 1975. Adică, în 75. Și atunci îmi spune părinte Teofil Coreanu, nevăzător care era acolo, zic, uite, părinte, doar, frate, părinte Iustinian, ăsta a fost momentul înduit de Dumnezeu ca dumneavoastră să intri în cinul moral. Ăsta este. După atâția ani. Da. Te-a probat, viața te-a încercat. Și cum ați ajuns la Athos? E lucru foarte interesant și foarte frumos să fie cunoscut de mulți. Și îl va cunoaște citind carte. Așa. La Athos am ajuns după ce am făcut o vizită la muntele Athos cu un an și jumătate mai înainte. La muntele Athos m-am dus în februarie. Am plecat din țară în februarie, în martie, așa, am ieșit din țară și în mai, 12 mai, am ajuns la muntele Athos. În ce an? În ce an? 1980 și cât? 1981. Așa. M-a dus și a rămas definitiv la muntele Athos. Dar cum am ajuns la muntele Athos, acum să vă spun. După ce am făcut vizita asta cu un an și jumătate mai înainte, am fost atât de impresionat când am ajuns eu în muntele Athos și în special la prodromul, pentru că aveam cunoștințe și ajunsese mai înainte cu aproape 2 ani de zile fostul meu stare de la Mănăstirea Slatina, Părinte Petronul Tănase, părintele meu duhovnicesc, era acolo viețitor, încă nu ajunsese stare. Și la vremea aceea, când am fost în vizită pe acolo, atâta ruină am găsit și, ce să spun eu, era ceva așa dezolant, sinistru, știi? Că acolo au viețuit până la 140 de călugări și unde nu e un om, se pusește. Mm-hmm. Și să stric, să ruinează tot. Și am zis atunci, când am văzut eu arhitectura aceea și am văzut măreția aia și când știam din cele citite, că acolo a viețuit până la 140 de călugări și ce rânduială a fost, era concurat cele mai grozave mănăstiri de muntele Athos, ce nu se făcea acolo, toate meserile posibile care se lucrează mintea omului și mâna omului și spital și farmacie și tot. În fine, și atunci am zis lucru care l-am menționat în carte, că orice român trebuie să facă tot ce depinde de el și este posibil ca să redevină Sfântul Prodomul ceea ce a fost înainte. Că Hitler l-a construit cu dorința ca să devină mănăstirea românilor pe muntele Athos. Așa, și ajung la o așa stare de înflorire și de viață, trăire duhovnicească, e exemplar. Știi? Și atunci am luat hotărârea ca să
Adică m-a rugat la Dumnezeu, mai bine zis, ca Dumnezeu să mă ajute așa, ca să mă întorc, să fiu și eu unul dintre cei care va contribui la restaurarea și la reînvierea vieții din Sfântul Românesc Prodrom. Și am slujit pe 28 octombrie sau noiembrie, nu, noiembrie, la o chilie, adormirea Maicii Domnului, de lângă mănăstirea Siropotamă, e aproape de intrarea muntele Atos, de la portul Dafnei de acolo, am slujit de Sfântul Ilarion cel Mare, am slujit Sfânta Liturghie acolo, pentru că părintele care era atunci stareț acolo, Ilarion Lupașcu, a vrut ca să fie o slugă mai deosebită. Eram împreună cu părintele stare de la mănăstirea Crasna, părintele Nicodin Dimulescu, și cu un preot de la mănăstirea Căldărușan, părintele Haralambie Murărescu. Uh-huh. Și cu ei și cu părintele acela Ilarion am slujit Sfânta Liturghie acolo cu trei preoți și eu ca diacon. Și după ce așa e rânduiala, când slujește diaconul, el rămâne la urmă și consumă sfintele taine de Sfântul Potir. Și rămânând la urmă ce am consumat, mi-am făcut rugăciune de mulțumire și atunci am îngenunchiat în fața Sfintei Mese, singur, singurel, încă mai era încă o noapte, și m-a rugat la Dumnezeu Dumnezeu, Doamne, dacă este voia ta, dacă așa, și știi că eu voi fi de vreun folos ca să viu la muntele Atos, pentru mântuirea sufletului meu și pentru casa ta, așa, rânduiește tu și mergi. Și din momentul acela am ieșit alt om din muntele Atos și cu o altă forță și cu o altă liniște. Aia a fost o zi crucială din viața mea. E un capitol care l-am menționat în carte. Uh-huh. Așa a fost hotărârea ca să mă întorc la muntele Atos. Și apoi, peste câțiva ani, sau peste un an și jumătate? Cam peste un an și jumătate. Un an și vreo 6-7 luni. Uh-huh. 7-8 luni, așa. V-ați întors, dar v-ați întors oarecum fugind din țară. V-ați dus, da, ați plecat ca într-o vizită, dar nu v-ați mai întors. Ai, bineînțeles, bineînțeles. Că e un capitol acolo, cei puternici vitrine ai zilei, așa l-am intitulat un subcapitol, de fapt, își urmăreau scopul lor. Ei au stărit foarte mult ca să, să mă facă informator. Nu-mi didea pașaportul. Așa. Deci v-au presat să semnați un, așa, și un angajament. Da. Și acum eu, până să plec la muntele Atos, știind că lucrul ăsta se va întâmpla, fusese de două ori ieșit din țară și m-am întors. Acum era a treia oară. Așa, și știind eu că ei... Aveați niște antecedente, să zicem, pozitive. Pozitive, tocmai, și asta m-a ajutat enorm de mult. Adică pentru ei prezenta cumva încredere. Da. Dar eu ce-am zis? Ca să fiu asigurat că pot să ies din țară, din raiul comunist, cum se zicea atunci, așa, am zis, măi, m-a luminat să iau binecuvântat de la niște arhiei și la niște duhovni. Și m-am dus, primul arhiereu pe care l-am întâlnit a fost Gerasim Cocoșel, care era episcop vicar la Suceava. Și al doilea arhiereu, așa, era Pavel Șerpe, care fusese stare și conducătorul complexului mănăstiresc de la Curte de Arș, căruia am fost fiul duhovnicesc și m-am spovedit la el mulți ani. Deci ați considerat că nu e de ajuns doar binecuvântarea unui părinte, părintele duhovnic, ci ați vrut să luați de la mai mulți. Și am mărturisit ce intenționez să plec și să nu mai mă întorc. Uh-huh. Am avut încredere de bine. Și după aceea nu m-am mulțumit cu atât. M-am dus încă la 4 duhovnici. M-am dus la forțul meu sare de mănăstire de la asta, Emilian Volaru de la mănăstirea Slatina, așa, la un părinte care era duhovnic la mănăstirea Clococeu, îmi scapă numele lui acum, așa, i-am spus părintele Arsenie Papașiu, dar părintele Arsenie Papașiu și lui fratele lui, i-am spus că 200 luni ai îndepetat, ca nu cumva să răsufle chestiunea, să afle securiști și să-mi strec singur, tai singur cracă de sub picioare. Și i-am spus și părintele Gabriel, așa, și a rămas foarte subit. Bine, vădă, Dumnezeu să te binecuvintez, nu e că părintele Petron a fost bucuros, părinte Emilian la fel, și părintele celălalt de la Clococeu. Părinte, Dumnezeu să-ți ajute, să-ți dea putere și răbdare, că te duci să fii alături lângă părintele Petron, un om extraordinar, care îl cunoștea așa. Și în felul acesta, cu binecuvântarea la doi arhierii și la patru duhovnici, am trecut ca un buldozer cu toate. Adică fără frică, fără nicio intimidare, că ieșirea din țară a fost foarte problematică la cele două vări.
Da, descrieți aici că n-ați reușit să ieșiți ușor, ați avut chiar o piedică, ați primit interdicție de a părăsi țara într-o primă fază, dar nu mai povestim asta pentru că nu, se duce timpul, părinte. Păi, bineînțeles, timpul emisiunii. Dumneavoastră coordonați și cronometrați simplu. Vreau să vă întreb acum, când ați ajuns la Athos, era încă, să zicem, obștea era în formare. Părintele Petroniu era de câțiva ani acolo, nu? Da, era de câțiva ani. Acum... Și l-ați ajutat, apoi ați devenit economul mănăstirii. Omul care, să zicem, se ocupă cu lucrurile pragmatice într-o mănăstire, cu banii, cu rânduiala lor, da, cu reparații, cu restaurări. E ca un fel de director administrativ, director economic, să zicem. Cât așa. Cât timp ați fost la prodromul econom? 27 de ani. 27 de ani, da. Așa. Dar asta s-a întâmplat după ce părintele Petroniu a ajuns sarț. Uh-huh. Asta s-a întâmplat în octombrie 1985. Și de atunci, imediat, tot în aceea zi, după ce el a luat în primire selecția, a hotărât, pentru că mă cunoștea de la mănăstirea Țiratea și am fost împreună salariat de patriarhie la mănăstirea Curtea de Argeș. Eu am fost 8 ani de zile și părintele Petroniu 6 ani. Și de acolo aici s-a retrat la sinăstire și a ieșit la pensie. Vreau să vă întreb, ați rămas el diacon, ca slujitor? Da. Nu ați dorit sau de ce nu ați fost hirotorit și pentru treapta următoare, preot? Da, este o întrebare care și-o pun mulți și cărora nu le dă săinui, să zic eu, motivul pentru care așa, pentru care nu am acceptat să mi s-a propus să fiți. Da, da, bine. Puteam să fiu de 10-15 ori făcut până acum preot. Așa. Iar motivul respectiv îl va găsi menționat momentul culminat de la terminarea Facultății de Teologie de la Sibiu. E menționat în carte. Da? Da. Îl lăsați așa în suspans, pentru da, cei care vor să E foarte interesant, foarte interesant. I-ați cunoscut pe părinții Arsenie Papacioc și Petronu Tănase, doi mari duhovnici români, da, cu care ați avut convorbiri, v-ați mărturisit, v-ați primit sfaturi. Povestiți-ne două momente importante, să zicem așa, pe care le considerați cele mai importante în relația cu acești doi mari duhovnici români. Da. A fost o perioadă de timp, un an și jumătate pentru mine, pentru fratele meu mai mult, fratele meu, părintele Gabriel, că am viețuit împreună cu părintele Arsenie Papacioc când el era starețul mănăstirii Cheia și administratorul casei de odihnă de acolo. Cheia de Prahova. Cheia de Prahova, acolo, da. Și el avea mare evlavie și râvnă ca să îi pomenească pe eroii români și pe domnitorii țări românești care a temeluit o țară trainică, creștinească și cu jertfenicie cu asta. Și într-o zi când a ieșit de la Sfânta Liturghie, se ducea din timp ca să facă pomenirile la proscomidie, când vine în spațiul ăla, acolo unde aveam noi chiriile și unde aveam un hol mai mare unde serveam masa împreună, era vorba de trei. Părintele Arsenie, Părintele Gabriel și cu mine. Când a venit de la biserică, era atât de radios, așa, și de transfigurat, așa, o veselie, un chip luminos la el. Și părinților, așa, cu toată uniforma pe el, și noi în picioare acolo, așa, zice, să vă spun ce mi s-a întâmplat. Știți că v-am zis și că am râvna asta să-i pomeni pe eroii neamului și pe voievozii români. Și am ajuns la un moment, la momentul când îl pomeneam pe Ștefan cel Mare. Na, Ștefane cel Mare, tu care ai băgat spaima în turci și ai căsăpit, ai necat în Dunăre, ai prăvălit buștel peste ei în pămunți, așa, ai băgat cu mlaștri și așa mai departe, ai ajuns pe mâna mea și te țău în vârful copiei. Și atunci mi-a venit glas de la Ștefan cel Mare, aproape auzit, dar atât de sensibil încât m-a cutremurat. Apoi zice, eu știam ce, pentru asta am făcut eu atâtea, am clădit, am titulit atâtea biserici
și biserici de mănăstiri, pentru că știam că voi, preoții, aveți mare îndrăzneală către Dumnezeu. Și mă voi scoate și pe mine de mie, că sunt un, am fost un om păcătos. Dar mi-am iubit țara și neamul ca pe sufletul meu. A fost cu tremurător. Cu mine și acum mă taie lacrimile, știi? Și părintele ne povestea și îi curgea lacrimile. Mm-hmm. Așa. Și mi-am iubit țara și neamul ca pe sufletul meu. Și ne spuneți, măi, fraților, când mă gândesc ce se întâmplă în lumea asta... Deci era perioada când Ștefan cel Mare era înainte de canonizarea sa. Era da, înainte, da, înainte. Era la pomenit la... Da, așa, și a dormit. El vedea, zice, când nu te conducătorii țărișorii noastre, pentru că s-ar răfit atâtea mii și sute de mii de români, cu crucea mână și cu credință la Dumnezeu, zice, își mai iubește țara ca pe sufletul, și neamul ca pe sufletul lor. Da. Asta este un moment extraordinar care m-a marcat și care de câte ori îl spun, deci v-a povestit această revelație pe care a avut-o. Da, această revelație. Momentul proscomidiei. Da. Despre Părintele Petrolu, el era atâta de afectat și atâta era de, cum să zic eu, de amărât în sufletul lui și de îndurerat, când auzea pe la cei care venea și ne vizita Muntele Altul și respectiv cu prodromul, încât de multe ori îl tăia lacrimile. Înainte de 89. Pentru vremurile grele prin care trecea țara, nu? Nu, nu, nu. Eram acum, era la Muntele Atos. Erați după 89? Ieșisem din comunism? Stai numai puțin. Ieșisem, sigur, da, ieșisem. Mult mai târziu încoace. Deci era îndurerat de ce? Era îndurerat de situația în care se află țara și ce fac conducătorii din țară. Am înțeles. Păi, și că veneau grupurile acestea mai deosebite și spunea, Părinte Iustinian, ocupă-te de grupul ăsta, că niște oameni luminari, niște oameni cu niște responsabilități în țară, ia și conduci până atunci și explică-le cum te va lumina Dumnezeu așa. Și mă duceam cu ei cu mașinile în mănăstiri, așa, și când ne întorceam, mergeam cu ei la Hondaric. Așa, și l-am anunțat pe Părintele Sareț că m-am întors. Și atunci, pentru că era spațiu corespunzător acolo, că grupul ăsta erau de 10, 12 și mai multe persoane, așa, aceia imediat îl asaltat pe Părintele cu întrebări din grup. Și când ce să facem, Părinte? Cum să procedăm? Că uite ce legiuiri să pun la care ca să treacă prin Parlament și care sunt votate și așa. Și când a auzit Părintele Stare, a rămas fără de noi. Cum, măi, fratele, chiar în așa decadență, de morală, de inconștiență, așa, au uitat ce au făcut moșii și străbunii noștri, zice, care s-au jertfit pentru neam și pentru țară, așa, să scoată legi din astea inumane, necreștinești, să voteze sexualitatea, să dicteze homosexualitatea și toate lucrurile astea. Asta e ceva înfricoșat, e lucru înfricoșat. Și el, săracul, vorbea și îi curgeau lacrimile. Așa, zice, asta este, fraților, sfârșitul neamului nostru ca popor creștin. Pentru că în momentele astea nu le poți caracteriza prin... Este omenirea de astăzi și omenirea de astăzi, s-a referit la toată omenirea, că nu era vorba, situația nu se petrecea numai în România, se petrecea mai înainte în alte popoare și țări. Și zice, a ajuns omenirea asta la o înfricoșată decadență morală. Mm-hmm. Care nu știm cum se va... Și o resimțea ca pe o durere personală. Da, ca o durere personală. Se transpunea. Cum e posibil, măi, fraților, lucrul ăsta, măi? Da. A uitat că sunt români. Părinte Iustinian, da. Suntem la finalul dialogului nostru. Trebuie să spunem celor care ne privesc că acum v-ați întors în țară, sunteți călugăr care face parte din obștea Mănăstirii Dervent, din Dobrogea. Da. V-ați întors. De ce? M-am întors pentru că am făcut o mențiune aici la sfârșitul cărții, o să se găsească scris acolo, că condițiile de viețuire pe care le aveam într-o colibă, pentru că eu ultimii 7 ani i-am viețuit retras din ofță de la prodromul, i-am viețuit într-o colibă.
Și coliba asta era pe malul mării, aproape de mănăstirea Vatopedi. Mm-hmm. Și am dorit ca să mă retrag la linș și, de fapt, numai acolo am putut să am condițiile necesare ca să pot să scriu prima carte, părinții mei duhovnici, și pe aceasta. Cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, că timpul am dispus eu de el, n-a dispus timpul de mine. Și, dar acolo Dumnezeu a rânduit, pentru că Dumnezeu știa dorința mea și gândul meu că să mă retrag undeva la liniște, dar să am posibilitatea să merg în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Că prețuiam foarte mult lucrul ăsta și țiu foarte mult la lucrul ăsta. Că Sfânta Liturghie, Dumnezeu să fie de neegalat. Și, și acolo, pentru că am fost în relații foarte apropiate sufletești cu fostul guvernator al Muntelui Constantin Lulis, el era la rândul lui considerat ca al doilea titor al mănăstirii Vatopedi. El, ca și guvernator, i-a adus și i-a introdus în mănăstire păcălugării ciprioți, care acum constituie obștea mănăstirii Vatopedi, un procent de 80-85%. Mm-hmm. Și fiind foarte apropiat, zice, i-a spus eu, uite, vreau să mă retrag. Părinte Iisuneanu, să nu te duci să cauți sirie nicăieri, să-mi spui mie și ne pune de acolo, intrăm în NATO și eu merg cu simția ta la, la mănăstirea Vatopedi. Și ați rămas acolo într-o colibă, ziceți, da, 7 ani. 7 ani. Dar eu vă întrebam de ce v-ați întors aici, pe pământ românesc. Așa, de ce m-am întors? Acum vă spun. Și acolo aveam niște condiții, am spus că mai bine nici că să putea. Mai multe condiții ca nu am avut în viața mea de mănăstire de 65 de ani. Așa. Și acolo, deși aveam condițiile astea foarte mulțumitoare, nu eram mulțumit, nu mă simțeam în largul meu, pentru că eram pe o linie moartă, nu mai să împlineam nimic din cele pentru care am fugit în țară. Că am fugit în țară pentru un scop românesc, să salvăm situația de la Cotor. Am făcut acolo ce am putut 32 de ani și jumătate și după aceea m-a retras la locul ăsta de liniștit. Și a fost economia lui Dumnezeu că am putut să scriu cărțile astea două. Mm-hmm. Și am zis, dacă acum sunt pe linie moarte și mă complac în felul ăsta de viață care nu mi-aduce nicio mulțumire, nicio satisfacție, trebuie să mă întorc în țară, să fiu alături de frații mei, de neamul meu și să mai fac ceva cu experiența acumulată și cu posibilitățile care le am din punct de vedere al cunoștințelor de restaurări de trebuită și am găsit mănăstirea de vent, pentru că acolo e o biserică mare, singura, să zic eu, uite că îmi scapă numele, așa ca o bazilică. Da, singura bazilică care va fi reconstruită în România și de proporții mari este acolo. Și pentru că e cam la jumătatea lucrurilor, mă, să mă alătur și eu lângă părinții ăștia. Și acolo, aproape de mormântul părintului Arsenie, sunt condițiile care le-am căutat. E o viață de obște, liturghie zilnică, armonie. În fine, și aproape de mormântul Dumnezeu, ăsta a fost motivele pentru care m-am întors în țară. Ca să mai fac ceva pentru țara mea și pentru neamul meu și pentru monahismul românesc. Da. Pentru că e lipsă în mănăstire de părinți mai bătrâni, mai cu experiență. Părinte Iustinian, vă dorim să vă dea Dumnezeu ani și sănătate ca să puteți să lucrați și în obștea de la Dervent. Mai puțin, desigur, decât ați făcut-o în obștea de la Athos, dar cu mult spor. Vă mulțumesc că ne-ați mărturisit, ne-ați adus aceste gânduri frumoase în emisiunea Biserica Azi despre cum ați simțit dumneavoastră că a lucrat Dumnezeu în viața pe care o aveți de 83 de ani până acum și vă dorim mulți înainte, cu sănătate. Vă mulțumesc! Aflați că acest moment este în pronia lui Dumnezeu, în veșnicie a fost rânduit de Dumnezeu momentul ăsta, ca să realizăm emisiunea asta, ca să ia cunoștință și frații noștri români. Da. Noi așa, gândim că am făcut ce... am intrat și noi în lucrarea lui Dumnezeu prin dialogul pe care l-am avut. Da. Vă mulțumim dumneavoastră, dragi telespectatori, că am fost împreună. Să ne revedem cu bine aici, la Trinita Stăpânului.